Bună! Mă cheamă Basti Țopescu și sunt aici pentru a vă vorbi despre visuri. În copilărie, Albert Einstein a visat să fie marinar. Pe de altă parte, Nikola Tesla voia să fie columbofil, iar Angela Merkel, profesoară de limbi străine. Iată de ce ne aflăm aici. Am rugat câțiva prieteni pe care și voi cunoașteți foarte bine să fie însoțiți de mine, creatorul de visuri. Să lase deoparte orice jenă și să se arunce timp de 24 de ore în visul pe care și l-au cultivat în copilărie. Vă pot asigura că nu există nimic mai amuzant decât un adult care își trăiește visul pentru prima dată. Dacă este un vis sau o realitate paralelă, totul este de demonstrat. Astăzi sunt un creator de visuri, dar în copilărie visam să fiu fizician. Din adolescență a fost atrasă de dans și de muzică, apoi îndrumată de prietena ei, Lia Bugnar, a dat la teatru. În loc să cânte un cântecel ca toți ceilalți, ea a cântat un potpuriu trecând de la Maria Tănase la Whitney Houston și surprinzând comisia de examen. A intrat a treia la clasa lui Gelu Colceag. Ea e Maria Buză și recunoaște râsul o țară întreagă. A făcut parte din grupul umoristic Vouă, joacă la Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București, a avut nenumărate colaborări în televiziune și cântă alături de taraful George Pătrașcu, soțul ei. Iubește din tot sufletul natura. În pandemie s-a retras la țară, unde are o mulțime de pisoi și căței și unde se simte cu adevărat fericită. E convinsă că secretul fericirii este să te bucuri de ce ai, de lucrurile simple și să vezi mereu partea plină a paharului. Vis sau realitate, nu? Eu da? Uite-mă ce mi-a, pe buze aveam emisiunea. Fiecare duminică simțit. Sunt cu ochiul pe tine. Da? Da, creatorule. Mulțumesc. De visuri. Ce vrei de la mine? Nu, m-am înroșit acum, nu mai știu ce mai vreau. Am primit complimentul, m-am uitat. Eu am venit la tine să te invit într-un vis. M-i dacă mine, tot te-ai uitat nu cred. Și ai văzut pe alții, tu de ce nu? Iar întrebarea vine. Dacă nu ai face tot ce faci, din cele 100.000 de lucruri pe care eu știu că tu le faci, ce ți-ai dori să faci? Care ar fi un vis neîmplinit de până acum? Multe. Multe, pe cuvântul meu. Aș fi vrut să urc pe scenă, să fiu prim solist a operei române, balerina, să conduc o mașină scumpă și cu și puternică, să fiu stewardesă. Multe. Pe care poți să mi-l împlinești? Trebuie să alegi unul totuși, deoarece avem timp doar o zi pentru un vis. O zi, o zi. Ce să aleg eu ala bala portocala? Să știi că mi-ar plăcea să conduc o mașină scumpă, să văd și eu cum e confortul unei mașini de sute de mii de euro. Dar asta e imposibil, îți dai seama cine ne dă nouă o mașină de asta. Dar aș putea să fiu pilot de raliu, de exemplu. Visul Mariei, cuvântul care să-l descrie perfect, este surprinzător. Visul meu este să conduc academia aceasta minunată, să mă îmbogățesc. Cea mai mare provocare este să pasez corect informația către cel care mă ascultă, care dorește de la mine informația asta. Mamă, dar n-are roții mașina asta? Nu. Pentru început, nu, ulterior o să avem. Uh-huh. Bun. Atât timp cât n-are roți, e perfect, deci puteți să ne arătați ce vreți. Eu o să deranjez tot ce am făcut și pe rând veți trece și vom încerca să reglăm cât mai corect, da? Okay. Fiecare. Da. Uite, eu îl fac exagerat, așa. Și vă invit pe rând, haideți la volan, haideți să reglăm corect. La scaunul ăsta nu avem reglaj pe înălțime. Deschideți și mie ușa, vă rog. Bun. Haideți că e de... stai să-mi deschizi. Nu, e de-aia care se deschide nu, așa? Nu, e următorul model. Eu mă pun pe bord. Generația anterioară. Măi, nu e iaht să stai la bronz. Dă-te jos, că mi-e vizibilitatea. Mă, n-am văzut așa ceva. Acum stăm la stop. Îmi deschideți și mie ușa, vă rog. Acum e de-aia frustrare. O, păi așa, da. Așa, da, wow, să nu cadă în cap. Gata. Eu vreau ușa din aia, știți, de-aia de o deschide cineva cu nervi, așa că nu se deschide bine. Porunci! Exact. Și acum te urci. Măi, ăsta, el tot cu mașina asta, tot cu mașina asta. Vezi că la tine acum a schimbat-o, este un ATV. Dar de unde știți că coloana mea nu e așa? Culcată. Eu sunt perfect pus. Ok. Ok, bun. Hai să-l vedem și pe Basti.
cineva să-l trezească pe Basti. Haideți, domnul. Haideți că vin să pun mâna pe orologiu. La ce ore trebuia să pun? 9 și un sfert. La cât bate? Ia să văd. Îți place același model de mașină? Vezi că a rămas ceasul în urmă. Ca să intrăm foarte rapid în rid, în afară de cofeină, vă propun și simulatorul ăsta. Este un simulator de impact. Este o viteză controlată de impact. Primul va fi Basti. Așa e frumos. Așa e frumos. Să mă arunci pe mine în moarte primul. Nu, Doamne ferește, nu. Abia am pupat și o viața un pic. Nu, dar am văzut că te descurci bine cu volanul și e momentul să afli mai multe despre... Am înțeles. Poți să trântești și ușa asta. Mașini, conduci și alte cele. Păi stai să o și deschid. Eu sunt obișnuită cu mașini cu motoare mari. Am avut 2 mașini de felul ăsta. N-am seluit toată viața pentru că am plătit un impozit colosal. Ești bine, da? Da, mai am loc acolo. Da, da, e bine. Cu intenția a fost. Să-mi scrii. Să-mi scrii. Ai grijă, da? Deci, doamna, aș putea Buză, să sar frumos peste această probă? Bineînțeles. Hai să o facem ceva mai vesel, cu răsturnare. Am pățit un accident. Ăsta este motivul pentru care cumva n-am vrut să retrăiesc nici fizic, nici psihic acel moment, chiar dacă este doar o simulare. Extraordinar, vă rog o mână. Asta vreau să spun. Superb ați supraviețuit. Și dacă ai o burtă mai mare, nu știi să faci pagatul. Am o altă figură pentru scenariul ăla, dar n-am fost cazul. A, de ce pentru mine? Ție, da, uite, lui eu să-i arăt a doua variantă a okay extragerii din centură. Da, aș vrea și eu să o văd pe a doua. Dacă vrei, hai direct cum la volan atunci. Aceleași aplauze entuziaste. Este seara ta, nu vei regreta. Dar eu vreau să învăț cum e dacă ești complet... Acum ți arăt. Ok, acum. Aia vreau eu. Pe el dați-l cu capul, roatile da sus. Cine te-a pus? Te-am zis să stai acasă, tu nu și nu, că vreau să plec, că vreau să... Păi, am tras de volan să ajung la tine păi mai și repede. Păi cine ai semnalizat? E important că învățăm și lucrurile astea de urgență și sunt niște lucruri pe care poți să le aplici în viața reală, Doamne ferește. Hai să vedem cum stăm cu viteza de reacție okay și cu atenția. Unde ești? Nu mai e, gata. Sus, dreapta. Unde sus? Oh, ți-am zis. Ți-am zis să-mi faci cu ochiul. Un joc foarte drăguț, uite. Doamna Buză. Mai bine decât mine, nu? A fost un joc bun. Fiți fair play, doamna. Fiți fair play. În viață se și pierde. Eu când am văzut butoanele alea am zis nimic nu-mi stă în cale, nimeni nu mă bate, Dumnezeu să se pogoare și pe el îl bat la reflex. Intrăm în acțiune direct? Băi, nu? Nu, eu am o întrebare. Dacă eu vreau să fac stânga și noastră dreapta, cum o rezolvăm? Ne întâlnim undeva la mijloc. Sau ne despărțim fac ca pe mediatorul din spate. Exact, da, da, da. Semi intră mediatorul, exact.
Zic, haideți să ne calmăm. Gândim la fel, vorbim la fel, conducem la fel. Sper. Sper că ne cânti și când conduci. Dar cum să nu? Că n-are radio. E condiția de bază. E clar, e clar. Mi-a căzut. Deja murim. Deja suntem bine cu reflexul. Da, da, da. Asta e perfect, ăsta e testul. Da? Dacă nu, noi, da, Vlad, da, da, cine? Da, exact, corect. Păi zic, haide să ne urcăm, nu? Hai. Mai încercăm o intrare, dar promit că o să te leg cu centura de siguranță, ca să fie mai safe un pic. Da. Haideți. Mi-e frică. Am vrut să dau bir cu fugiți. Ia dă-te jos, Basti, că-mi stai în ceafă. După tonul ăsta-mi vine mie să mă dau jos. Foarte bine te descurci, pe cuvânt. Deci foarte bine, n-am apucat să spun să te felicit. Încrederea sus, impecabil. N-ai avut nicio clip, fără nicio periuță, fără nimic. Jos pălăria. Doamnește. În primul rând, Maria a venit cu o atitudine deschisă, mentală, foarte, foarte regulă. Așa asimilez foarte repede cunoștințe. A venit și momentul meu, pe manuală mai greu. Manual, deci calcă la ambreiaj la podea. Așa. Ține foarte sus. Îi dai drumul progresiv, facem stânga total. Da. Și ieșim înapoi pe pistă. Când am văzut manual, m-am blocat. Stânga, perfect. Așa. Domnule, excelent. Mă mulțumesc. Excelent. L-ați făcut pe Schumacher. Rolul copilotului este covârșitor. În principiu sunt ochii pilotului atunci când nu vede. Copilotul trebuie să aibă o mare încredere din partea pilotului. Deci acum fiți atent la mine, da? Deci băgați viteza întâi, da? Un jurel, nu? Dacă se întâmplă ceva, apăsați frâna și, și accelerația. Dacă se întâmplă ceva. Să nu vă stresați că suntem aici cu dumneavoastră, da. Deci haideți. Haideți, ușor. Nu, no, apăsați, domnule. Au, 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 săriți, au! Așa. Cine se avântă primul? Maria, dumneata? Aici. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Pur și simplu am fost într-o centrifugă. Transpirasem un pic și m-am băgat la centrifugă să scot apa din mine. Dați-vă la o parte că urmează proba de foc. Ladies and gentlemen, Mariah, buză, se urcă la volan. Țineți-vă copiii departe. Niciodată în trafic tu nu o să faci astfel de jaloane, dar nu poți să știi niciodată când și cum te va ajuta această tehnică. Încă un picior, haideți, așa. Bravo. La 80 de ani, doamne și domnilor, vreau să revin pe această pistă. Să vă arăt că toate sunt bune și frumoase. Așa că am făcut un soi de... Am făcut intrarea ca la 80 de ani. Dar acum vă arăt o șmecherie ca la 20 de ani. Măi, nu e bună asta, ce dumne? Gata. Ți-ai pus centura? Mi-am pus-o. Da. Plus centura. E roșie. Nu stă. Da. Haideți să-mi pun... N-aveți un act de siguranță? Cât de siguranță e? Ce mi-e centură? Să stăm în siguranță, da, cu toții. Deci, hai să o pun pe asta, că vă cunosc. Gluma-i glumă, doamnelor și domnilor, dar totuși centura... E, dar șofatul e șofat. Este vitală, ne salvează viața. Dacă e să fie cazul. Dar nu e cazul, domnul șeu, eu am pus-o de frumusețe acum. Mie îmi place așa să am... Să o am așa pe dreapta. Era mai bine pe stânga. Ah!
am vrea să acum, să ne lăsăm. Hollywood-like, oh la la! Basti conduce acum, am laptele pe foc, aș putea să... Stai liniștită că am trimis-o pe cineva, să ia laptele de pe foc. Dar e nevoie de tine aici. Fără de copilot, pilotul nu poate pleca. Dar i-a luat și smântâna aia de deasupra? A luat și smântâna, da. Și ciorba. Aoleu, am carnea la cuptor! Eu în spate, când a condus Basti, a fost așa o teamă. Ajut un pic cu accelerație, ajută-o și un pic. Stai, a murit motorul. Nu-i problemă. Ambreiaj până la podea. E clar. Avem benzină? Avem. E plinul făcut. Să greșească Basti până... Mergem de alatul până în romană. Ambreiaj. Calcă ambreiajul. Liberă accelerația, lasă liberă accelerația. Acum e a întâia, gata. Ușor, că plecăm rău. Ușor, lasă-o liberă. Liberă ambreiajul. Acum poți să iei piciorul de pe ambreiaj. Te joci doar cu accelerația. Nu te uita în altă parte. Uite, acolo e $1,000,000. Acum mă duc! Nu mai spune, Maria, că apăs pe accelerația asta. Ambreiaj sună. Bun. Ține. Bun. A fost o experiență tumultoasă. Aici avem undeva la peste 400 de cai, da. Lucrurile se vor întâmpla rapid și aprig. Trebuie să mergem pe trasa ideală. Dar tot așa în dreapta cu dreapta, tine. Eu rămân în dreapta. Că am un copil mare, vreau să ajung și eu să fiu soacră mare, te rog. O rezolvăm, Maria. Vreau și eu să văd Nora, să-mi strâng nepoții în brațe, te rog, să-i strâng în brațe. Eu chiar voiam să văd ce abilități am și cum mă descurc pe astfel de mașini. Basti are o inocență, o cum să spun, o îndrăzneală a unuia care se vede clar că nu a intrat și nu a fost niciodată în trafic. Basti, am spectacol sâmbătă, te rog eu frumos. Da, da, ai și nepot de văzut, am înțeles, Maria. Basti, nu suntem cu avionul! Hai să continuăm! Te credeai pe pista de avion? Venim în dreapta? Hai! Vezi că am pus un sport acum. De ce nu i-ați spus că e în mașină? Acum ai pus sport, atunci era cu minte. Vezi că suntem cu mașina, da? Cu mașina suntem. Dă-i, îți spun eu când să frânezi, dar frânezi hotărât. Frână. Așa. Accelerație constant, 40, 50, 60. Mai da cu casca, lipește-o aici. Nu te grăbi cu accelerația, se îndreaptă mașina. Când o îndrepti, acum îndreaptă-o, gaz la podea, dă-i. Frână. Rămâi în frână, foarte bine. I have a tiger. Dar cum a fost? Foarte ok. De la 1 la 10? Pentru prima oară nu m-am așteptat. Frână, stop. Eu nu mai vreau să mă opresc. A fost o surpriză, acum fără nicio glumă, amândoi a fost o surpriză, wow. Tu muți pe geagă, n-ai carnet, n-ai mers un metru, wow. Dar trebuie să exersezi, se vede că îți trebuie experiență. Foarte tare. A fost distractiv acum, ce să zic. Ultimele cuvinte, care sunt? Adică e clar. Adică gata. Nu, doamne și până aici ne-a fost. Suntem pe pământ, jos din mașină. Așadar, suntem fericiți, suntem sănătoși și vom ajunge cu bine acasă. Asta este cel mai important. Dar cel mai important lucru este pentru fiul Mariei Buză, un nepoțel nu-i faci dânsei. Un nepoțel, am tot timpul, toată viața înainte. Păi, dar numai cu nepoții m-ai amenințat toată ziua să și fie nepoții. Da, vreau să-mi strâng în brațe. Da? Acum, dacă am dat jos din mașină, e clar că o să mă bucur de asta în viața mea. Doamne și domnilor, înscrieți-vă aici la cursul ăsta că veți avea parte de niște senzații nemaipomenite, cum am avut eu. S-a lipit talpa de accelerație.
și nu să mai... Nu mai lăsăm, nu mai, deci domnul cum mentor Vlad făcea, stai, stai, el nimic, a crezut că e cu avionul, doamnelor și domnilor. Aici a fost problema când și-a dat seama că n-are... Că nu se la avion. Cum se numește? Manșă. N-am știut că Basti nu deține permis de conducere, că almintele ea nu mă urcă în mașină cu el. Certura asta mi-e mică. N-aveți o măsură mai mare? Nu vă supărați, puteți să vă apucați de taximetrie. Să știți că odată era să pierd, am vrut să mă duc la țară cu rata. Și... Mai dăm o tură de încălzire și pe urmă mergem spre... Am chemat un taxi și am zis, domnule taximetrist, da, spuneți, eu într-un sfert de oră trebuie să ajung la autogara militar și a zis, țineți-vă bine. În 10 minute am ajuns. A zburat, ce-a făcut? Bune, deci eu n-am... Așa era. Nu știu, dar nimic. Țineți-vă bine. A zis, țineți-vă bine. Sun la compania la care am făcut comandă la mașină. Zic, alo! Da, doamnă! Nu vă supărați! Zic, am comandat un taxi mai devreme la dumneavoastră. N-a venit, zice. Ba da, a venit! Am ajuns deja. Am și ajuns! Extraordinar! Ce aveți de comentat? Nu, doamnă, vă rog frumos, băiat să... Vă spun să-l felicitați din partea mea. Oh, nu cred, în sfârșit un telefon care îmi felicită un taximetrist. Îmi place foarte mult simțul umorului. Îmi place că nu s-a crispat, nu s-a încordat. Chiar dacă a făcut treaba asta, n-a lăsat să se simtă. Nu mă supărați, aveți ceva la moto? Maioneză sunteți. Asta nu mai e vis. Asta-i coșmar, domnilor și domnilor! Acum o mașină cu atât de mulți cai, nu-i normal să se fie tot timpul supărată, nervoasă? Doamna Buză. Da. Sunteți vie? Da, dar nu mai am. Nu ce mai nu știu, mai aveți? Nu mai știu ficatul dacă mai e la locul lui. O să mă duc să verific. Păi mai bine. Câteva secunde chiar mi s-a părut o joacă ce am de făcut aici, pe lângă adevărata școală și provocare în traficul din București. N-am avut nimic ce să-ți corectesc. A fost senzațional de reușită. Adică ai ascultat, ai înțeles, ai conștientizat ce ai făcut. Jos pălăria, ai fost o surpriză plăcută. Cel mai greu mi s-a părut astăzi să pot să accept această provocare, în care nu este una ușoară. Haideți, doamnă! Hai, poate oficial? Că aveți treabă și noi vă reținem. Mulțumim mult de tot! Oficial? Oficial spuneți! Oficial, te declar pilot. Ce noroc pe capul meu, tăticule! Prin urmare, eu zic să ne urmăm visurile și să ne revedem săptămâna viitoare cu un nou vis împlinit.